am găsit, prieteni, astăzi, în această seară, noaptea dintre ani, noaptea în care lăsăm în spate pe 2020 și ne îndreptăm cu pași repezi și cu, poate cu speranță, cu zâmbetul pe buze spre 2021, care îmi doresc să fie și sunt convinsă că și voi aveți aceeași dorință să fie unul mai bun. Pe de altă parte, mi-aș dori ca în acest an să avem ceva mai multă înțelegere unii față de ceilalți, ceva mai mult respect, dacă nu este posibil să avem mai multă dragoste unii față de ceilalți. Cred că respect și înțelegere aici mai putem lucra, este ceva uman și mai accesibil, să spunem, în perioada următoare. Cred că acestea sunt ingredientele importante, desigur, după sănătate, dacă suntem sănătoși în primul rând, să trăim și să fim sănătoși, să avem aceste două lucruri, înțelegere și mai multă iubire unii pentru ceilalți în 2021. Restul lucrurilor se vor întâmpla, unele nu vor depinde de noi, altele vom putea să le schimbăm sau măcar să le modificăm, să le deviem puțin drumul în așa fel încât să ne fie ceva mai favorabile. Nu știm niciunii ce se va întâmpla cu adevărat în 2021. Nu cred și mai ales sper că în 2021 ca lucrurile să se schimbe, să scăpăm sau în orice caz să se mai micșoreze cazurile, să mai micșoreze numărul cazurilor cu această infecție teribilă și să privim cu optimism în așa fel încât poate se va găsi și un tratament pe lângă aceste vaccinuri. Vă pup, dragii mei, la mulți ani, zi minunată, seară minunată și un an nou mult mai bun vă doresc și îmi doresc!